Salutare, dragii mei! Bine ați revenit la micul grădinar al operei comice pentru copii. Suntem la sfârșitul celor două săptămâni în care ne-am întâlnit zi de zi să plantăm și să ne facem colțul verde de acasă. Ei bine, facem astăzi retrospectiva acestei săptămâni. Vom face o recapitulare să vedem cum au evoluat plantuțele noastre. Dacă vă aduceți aminte, am început săptămâna cu un aliment, un condiment foarte delicios pe care îl folosim la toate tipurile de mâncare, ceapa, pe care am plantat-o în două feluri, din arpagii, din semințele acelea foarte mari de ceapă, practic din ceapa mai mică crescută, și ceapa pe care am plantat-o din semințe și care, iată, a răsărit la noi două firicele foarte subțiri. Vedeți care este diferența între ele, cât de bine s-a dezvoltat ceapa din arpagic și cât de frumos a crescut ceapa din sămânță, pe care o vom pregăti ca în următorul sezon să fie arpagic, deci sămânța mai mare. Așa cum bine vedeți, există două ritmuri diferite de creștere, este ca și la oameni, fiecare plantă crește în ritmul ei. Cele două plante de ceapă pe care le vedeți aici au fost în același timp sădite, au beneficiat de aceeași lumină, aceeași apă, dar fiecare a crescut în ritmul ei. Bine că sunt amândouă sănătoase și vedeți cât de viguroase. Trebuie să vă spun că stratul de ceapă al micului grădinar este bine crescut și bine dezvoltat. Vedeți cât de frumos a crescut ceapa pe care am plantat-o acum puțin mai mult timp, dar care se va dezvolta și pe care va trebui la un moment dat să o transplantez. Sora sau fratele cepei, planta despre care am învățat că se consumă în totalitate în diverse feluri, adică și rădăcina, și frunzele, și floarea, usturoiul. Priviți cât de frumos a crescut usturoiul pe care l-am plantat din acel mic cățel de usturoi și cât de frumos se va dezvolta în continuare, ce culoare frumoasă are și cât de frumos scoate căpșorul din pământ și continuă să se dezvolte. Cu siguranță ne vom bucura de un gust autentic și bio de usturoi crescut în grădina micului grădinar al operei comice pentru copii. Am continuat cu prima plantare de flori, rezultatele sunt excepționale, trebuie să vă spun. Priviți cât de frumos au crescut garofițele, cele trei garofițe pe care le-am plantat și care cât de frumos se dezvoltă și cât de multe frunzurițe au dezvoltat. Nalba de grădină este și ea campioană, a crescut cu foarte multe frunze, deja avem 4 frunze pe fiecare plântuță, iar floarea soarelui a luat un ritm extraordinar, puteți să observați că azi dimineață când le-am luat să le pun aici pe masă să vi le arăt, două nu erau orientate către soare, una era orientată către soare. Cum bine știți, floarea soarelui merge tot timpul și caută lumina soarelui. Acestea două își vor reveni în doar câteva ore. Trebuie să vă spun că mămicile acestor flori ale soarelui, cele mari, uitați-le cât de frumos se dezvoltă, au crescut foarte frumos și chiar dacă de câteva ori le-am găsit leșinate de sete, ele au continuat să crească, să se dezvolte, în înălțime mai ales vom avea, pentru că este o floare a soarelui gigant, vom avea o înălțime record a acestei plante, va fi cea mai înaltă plantă din grădinița micului grădinar al operei comice pentru copii. Am continuat săptămâna cu sfatul prietenului nostru Andrei și am început să creștem rădăcinuțele unui fruct miraculos. Este vorba de para-aligator, așa cum v-am povestit în emisiune, avocadoul pe care l-am ținut în apă curată, i-am schimbat apa la fiecare 3 zile, astfel încât să nu se dezvolte musculițe. Să știți că am descoperit musculițe pe parcurs în apă, probabil și de la celelalte plante pe care le avem aici în laboratoarele operei comice pentru copii, dar ea a dezvoltat mici firicele, am să scot una din apă pentru puțin timp, mici firicele care se vor transforma în rădăcini și care vor ajuta ca în scurt timp, probabil vreo 2 săptămâni, fructul să se crape și să iasă primul cotiledon al avocadului nostru și va crește, se va transforma într-o mică tufă. Vedeți că pe acest sâmbure de avocado observăm cum apa a avut diverse nivele și cum s-a inscripționat pe sâmbure exact cum a scăzut nivelul de fiecare dată, dar eu am fost atent și am completat. Apa se evaporă și atunci trebuie să avem grijă ca permanent acest mic smoc de rădăcinuțe care se va dezvolta să fie sub apă. Deci, un succes și cu fructul de avocado. Am avut o săptămână foarte bună aici la micul grădinar al operei comice pentru copii, dar cel mai interesant proiect pe care l-am făcut săptămâna aceasta sunt căpșunile. Vă spun că este cel mai interesant proiect pentru că am început să dezvoltăm grădinițe de căpșuni pentru voi, care le veți putea achiziționa să le luați acasă de la magazinul operei comice pentru copii. Și priviți cât de frumos s-a dezvoltat
această primă grădiniță de căpșuni pe care am plantat-o săptămâna aceasta. Am multiplicat acest proiect și am început să construim cât mai multe pentru a vi le pune la dispoziție și pentru a vă transforma fiecare grădinița de căpșuni de acasă într-o adevărată piață de fructe delicioase. Ei bine, vedeți toate frunzulițele căpșunilor pe care le-am sădit, sunt viguroase, sunt foarte puternice, au prins culoare mult mai puternică, mult mai vie și încep să dezvolte rădăcinile în interiorul acestei grădinițe mult mai puternic. Până și gazonul pe care l-am pus deasupra a început să dea roade și este plin de lăstari, plin de cotiledoane, așa cum bine le cunoașteți. O să vedem aici că fiecare firicel care a ieșit are de fapt acum două frunzulițe. În scurt timp ele se vor transforma și vor ajunge, așa cum bine cunoașteți gazonul plantat acum două săptămâni, se vor transforma într-o pădure mare de firicele unice care cresc în înălțime. Ei bine, micul grădinar vă propune fiecăruia dintre voi să aveți propria grădiniță de căpșuni acasă. Tocmai de aceea trebuie să vă sfătuiesc că rămâneți aproape, pentru că imediat vom lansa campania prin care fiecare copil fan al Operei Comice pentru Copii va putea avea acasă propria grădiniță de căpșuni. Uitați cum aceste răsadnițe de căpșuni se întâlnesc și mai ales vedeți cum vă așteaptă foarte multe căpșuni să fie plantate, pe care să vi le trimitem sau să le păstrăm la Opera Comică pentru Copii, să le creștem ca voi mai apoi să culegeți miraculoasele fructe, fructele copilăriei, fructul iubirii și al binevoinței între popoare, cum era în Evul Mediu, căpșunile, dragele noastre căpșuni. Evident că trebuie să vorbim și de rezultatele de acum două săptămâni. Plantuțele noastre nu se opresc să crească, iar noi trebuie să le supraveghem, să le udăm, să le îngrijim, să le ținem la lumină de fiecare dată, așa încât trebuie să vă spun că rezultatele sunt excepționale. Începând cu, țineți minte, cei doi sâmburei de bostan, de dovleac, care nu vreau să scoată căpșorul. Priviți cât de frumos au crescut și priviți cât de bine s-au dezvoltat, sigur, în ritmuri diferite, dar vor ajunge fiecare dintre ei la performanța de a se transforma într-o astfel de plântuță sau chiar într-o plântuță și mai mare. Avem diverse nivele de creștere aici la Opera Comică pentru Copii, în grădinița pe care o am crescut-o și am transformat-o aici în locul nostru verde de care să ne bucurăm atunci când stăm în casă. Practic, pot să spun că misiunea Dovlecel este încheiată cu succes. Sămânța noastră a ieșit la lumină și va face o plantă foarte frumoasă. Se va transforma mai apoi în dovleceii pe care îi vom sculpta la Noaptea Vrăjitoarelor aici la Opera Comică pentru Copii. Tot din experiența de acum două săptămâni, trebuie să vă spun că un ritm extraordinar de creștere a avut și fasolea. Indiferent că a fost plantată direct în pământ sau în vată, priviți cât de frumos a dezvoltat, cât de bine a crescut. Desigur, și de această dată în ritmuri diferite, vedeți, unele au crescut 15 cm, altele acum scot căpșorul, dar nu trebuie să ne pierdem speranța, pentru că ele se vor dezvolta cu siguranță. O să vedeți pe această tulpină cum a rămas amprenta sâmburelui de fasole desfăcut în două. Practic, acesta este caracterul care ne demonstrează că de fapt aici este vorba despre fasole. Cum v-am sfătuit data trecută și cum am procedat și eu în continuare, am lăsat neatins fiecare cotiledon crescut pentru a se dezvolta singură planta și vedeți cât de frumos a crescut, chiar dacă sămânța sau pământul sunt încă prezente pe frunzulițe, le lăsăm până când se vor dezbrăca singure de fosta haină, de haina de sămânță și vor îmbrăca hăinuța de plantă adevărată ieșită la lumina soarelui și dezvoltată pentru a face aceste deosebite legume, fasolea, pe care o vom folosi la foarte multe feluri de mâncare. O experiență extraordinară în grădinița noastră de la Opera Comică pentru Copii a fost și plantarea de gazon. Priviți cât de bine s-a dezvoltat gazonul, cât de frumos a crescut, va fi pregătit pentru o coafare, ca să-i spun așa. Vom avea grijă să-l îndreptăm, să-l tăiem, prin tăiere practic să-l înmulțim și să-l facem să fie din ce în ce mai puternic. Trebuie să vă arăt că grădinița cu gazon japonez a dezvoltat și celelalte plântuțe care acum scot căpșorul. Puteți vedea cum prin iarbă ies alte frunzulițe, alte plântuțe care se vor transforma în flori viu colorate și care vor face din această tăviță practic un colț de culoare la noi în casă. Tot frumos s-a dezvoltat și experimentul nostru cu
ciorapul cu gazon mai are încă de crescut. Vedeți că la suprafață abia acum încep să scoată căpșorul fierele de gazon. Avem foarte multă răbdare pentru că sunt sigur că vom avea o acțiune împreună de a tunde și de a forma acest personaj pe care l-am făcut fiecare. Aștept în continuare să-mi trimiteți și voi imaginile voastre cu personajele făcute din gazon, pentru că va fi o mare distracție în momentul în care îl vom face să arate așa cum ne dorim noi. Ei bine, nu voi încheia până ce nu vă voi prezenta și planta care a crescut cel mai greu, care s-a dezvoltat cel mai încet, busuiocul nostru. Vedeți că dacă săptămâna trecută eram puțin dezamăgiți că nu ieșise decât un foarte mic rug de busuioc într-unul din cele patru pastile de turbă, acum deja avem două, dintre care una este din ce în ce mai bine dezvoltată. Există semne că și în celelalte două pastile de turbă se vor dezvolta mici lăstari de busuioc. Suntem optimiști și vom continua să le ținem în această seră improvizată. Vedeți că sera și-a făcut treaba, a ținut căldura aici, iar pereții acestui castron transparent sunt plini de apă, de condens. Este foarte important să avem încredere că fiecare sămânță va produce un rezultat. Totul este să avem răbdare și grijă de fiecare plântuță în parte, în fiecare dimineață, și atunci când se vor dezvolta mai tare și vor avea nevoie de și mai multă apă, probabil că unele dintre plantele noastre le vom muda și dimineața și seara. Dragilor, îmi pare bine că am petrecut împreună două săptămâni pline de aventură în grădina Operei Comice pentru Copii. Aici, împreună cu micul grădinar din fiecare casă, fiecare dintre voi sunteți un mic grădinar iscusit pe care abia aștept să vă cunosc în momentul în care ne vom întoarce la Opera Comică pentru Copii. Suntem la finalul primului sezon, după 10 episoade pline cu experiențe inedite la micul grădinar al Operei Comice pentru Copii. Trebuie să vă spun că ne-am mutat într-un spațiu nou, că sezonul 2 al micului grădinar ne găsește într-un spațiu extraordinar, mult mai deschis, mult mai luminat și cu multă tehnologie despre care vom vorbi în următorul sezon. De exemplu, cum sunt lămpile cu ultraviolete pentru plante, cum sunt sistemele de hidratare sau cum sunt sistemele de ventilație astfel încât planta să crească mult mai bine. Vom învăța mult mai multe lucruri interesante, vom experimenta lucruri noi, vom face experiențe cu plantele, cu frunzele, cu rădăcinile și ne vom distra în continuare, vom descoperi această lume minunată a verdelui, a naturii, pe care o mutăm în casa fiecăruia dintre voi, acolo unde micul grădinar din voi face o experiență extraordinară și își transformă spațiul într-o grădină verde cu mare, mare succes și cu rezultate de care ne vom bucura în următoarele luni. Ne-a părut bine să fim împreună, aștept în continuare părerile voastre, inițiativele pe care le aveți în legătură cu subiectele pe care le avem, poze cu grădinile voastre ca să le putem promova mai departe, și ne vedem în sezonul 2. Numai bine!